Salutare, fan True Crime, și bine v-am găsit! Dacă vi se pare că mă cunoașteți de undeva, e probabil de la acest cont de TikTok, unde încerc să postez cât mai des, doar încerc. Iar dacă nu mă cunoașteți de acolo, ei bine, eu sunt Ceci, iar aici o să vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Dacă v-ați întrebat vreodată care este cazul care m-a șocat cel mai tare, ei bine, țin să vă spun că ăsta este prin vârful listei și o să bag un mare disclaimer aici. Acest videoclip conține informații și imagini care pot afecta emoțional, iar dacă mâncați, lăsați mâncarea aia deoparte. Lăsați-o. Nu se merită, vă zic de pe acum, nu se merită. Astăzi o să vorbim despre tragicul caz al lui Junko Furuta și nu o să vorbesc prea mult despre copilăria ei, pentru că ea era deja un copil, avea doar 17 ani când a pățit tot ce a pățit. O să vă spun doar puține amănunte despre ce a făcut ea până la vârsta aia. Ea s-a născut pe 22 noiembrie 1971 în Masat, Japonia. Ea mergea la liceu și avea și un job part-time în perioada aia pentru că părinții ei nu prea se descurcau atât de bine cu banii. Sincer, nu sunt atât de mult despre ea de spus decât că era o fată foarte drăguță, foarte manierată, învăța foarte mult. Nu bea, nu fuma, nu se droga ca ceilalți colegi ei de clasă sau, bine, ca majoritatea adolescenților. Cam atât. Acum, 25 noiembrie 1988, Junko termină shift-ul de la jobul ei part-time și se urcă pe bicicletă ca să plece acasă. Acum, în drumul ei spre casă, nu știu exact cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, dar un băiat a văzut-o, o săraca fată, cum mergea pe bicicletă și a împins-o jos. A fugit, a lăsat-o pe jos, iar un alt băiat a văzut tot ce s-a întâmplat și s-a dus să o ajute pe Junko să se ridice, după care i-a propus să o conducă până acasă, pentru că era seară. Junko a acceptat doar pentru că avea impresia că îl cunoaște de undeva, doar că nu știa exact de unde. Iar el i-a spus că numele lui este Hiroshi Miyano și că merge la aceeași școală cu ea. Ea și-a lăsat garda jos și l-a lăsat ca să o conducă până acasă. Acum, nu știu cum să vă explic treaba asta, dar practic, ei vorbind pe stradă și așa și Hiroshi conducând-o, Junko nu și-a dat seama că ei de fapt nu se îndreaptă spre casa ei, ci spre o fabrică abandonată. Și când au ajuns acolo, efectiv, comportamentul lui Hiroshi s-a schimbat total și a început să țipe la ea și să o împingă, spunând că el are diferite conexiuni cu un clan pe nume Yakuza. Acum, să vă spun despre Yakuza puțin, este un fel de mafie japoneză foarte cunoscută în zona aia. Toată lumea era speriată de acest clan, de această mafie, să zic așa. Adică, da, era mafia japoneză. Și atât. Hiroshi i-a spus lui Junko că dacă nu face ce îi se spune, atunci o să pună acest clan să o omoare. Copiii ăștia au 17 ani. Luați ce vreți voi din toată treaba asta. Partea de unde a început tot calvarul, Hiroshi a ținut-o în acea fabrică unde a violat-o, după care s-a gândit să-i dea drumul, dar s-a gândit o leacă mai bine și a luat-o din acea fabrică și a dus-o la un hotel unde a mai violat-o de 2 ori și a ținut-o acolo toată noaptea. Abia în punctul în care au ajuns la hotel, săraca fată și-a dat seama de fapt de unde îl cunoaște pe Hiroshi și s-a gândit puțin mai bine și și-a adus aminte că el de fapt a avut un crush pe ea mai de mult și i-a cerut să iasă la un date, dar ea nu prea era interesată și l-a refuzat. Acum, Hiroshi, care avea conexiunile astea cu clanul Yakuza, mare clan, chestia asta nu era un secret. Adică toată școala știa de faptul că Hiroshi era, nu știu ce, mare bătăuș și niciodată nu putea fi refuzat. Și în momentul în care Junko l-a refuzat, el s-a enervat foarte tare, pentru că cine-i Junko să-și permită să îl refuze chiar pe el, Hiroshi Miyano? Știți vorba aia că atunci când vulpea nu ajunge la struguri, spune că s-a mare? Ei bine, în cazul nostru, vulpea voia să distrugă strugurii. Are sens ce zic? Acum, Hiroshi, că și-a îndeplinit ceea ce și-a propus, adică mai pe scurt să ajungă la struguri, s-a făcut dimineață și vă dați seama ce mândru era de reușirea lui, așa că și-a sunat prietenii ca să se laude puțin cu ce a făcut. Prietenii lui, niște oameni nu prea raționali, adică băieți, erau toți între vârsta de 16 și 18 ani, nici măcar 18 ani nu aveau, erau toți la liceu. Ce s-au gândit? Dacă tot o are Hiroshi pe Junko captivă, de ce să nu profităm și noi de ocazie și să facem exact ce a făcut și Hiroshi? Iar în aceeași seară, la 3 noaptea, Hiroshi a luat-o pe Junko și a dus-o la un parc din apropiere, unde s-a întâlnit cu 3 prieteni de-a lui, Minato, Joe și Watanabe.
niște nume pe care nu prea o să pot să le rețin, dar ați înțeles voi ideea. Erau 4 băieți în total, da? Dar acum, 4 băieți, săraca fată, Junko îi analizează pe toți și își dă seama că îl recunoaște pe Minato ca fiind, de fapt, băiatul care a împins-o jos de pe bicicletă inițial. Ăsta era planul lor de la bun început. Dar ceea ce nu știa Junko e că, de fapt, nu era prima fată care a căzut în capcana lor și, aparent, ei au mai prins fete și le-au violat în grup. Pentru că doar cu câteva zile în urmă, cei patru au răpit o altă fată și după ce au făcut ce au făcut, i-au dat drumul, dar nimeni nu prea știe de fapt de ce fata aia nu a spus nimic nimănui, dar se crede că de fapt era speriată de faptul că Hiroshi avea conexiunile lui cu mafia japoneză. Iar în punctul ăsta, Junko avea o geantă pe care Hiroshi a luat-o cu el când s-a dus cu ea în parc și cei patru băieți se uită prin geanta ei ca să vadă dacă au ce să fure de acolo și au găsit un carnețel cu adresa lui Junko de acasă. Bineînțeles că au văzut oportunitatea și au luat-o și i-au spus că dacă nu o să se supună la tot ce îi zic ei, atunci ei o să vorbească cu acest clan, o să îl trimită la ea acasă ca să-i omoare toată familia. Din parc, ei nu au vrut să-i dea drumul lui Junko și trebuiau să o ducă undeva, așa că s-au dus acasă la Hiroshi, unde băiatul ăsta locuia și cu părinții lui, dar părinții lui niște oameni, nu știu cum zic, de toată frumusețea, nu prea le păsa de ce se întâmplă în jur și ce-i drept. Cred că lor le cam era frică de propriul lor fiu, pentru că și ei știau de legăturile lui cu acest clan și practic au dus-o pe Junko acasă la Hiroshi și ei i-au spus în caz că întreabă cineva să mintă că este iubita unuia dintre ei ca să nu pară nimic suspicios. Nu că ar fi întrebat cineva de altfel, pentru că părinții aia nu erau absolut deloc interesați. Să ieșim o leacă din partea asta de poveste și să ne gândim că Junko a plecat într-o zi la muncă și de atunci nu s-a mai întors acasă. Adică au trecut 2 zile și unde-i Junko, nu-i Junko. Așa că, bineînțeles, părinții i-au sunat la poliție și au început căutările. Cei de la muncă nu știau nimic, cei de la școală nu știau nimic și băieții s-au speriat și au pus-o pe Junko să-și sune părinții și să îi mintă că ea, de fapt, a fugit de acasă, că e bine și sănătoasă și că nu o să se întoarcă prea curând pentru că a fugit cu un prieten. Au pus-o să-și implore părinții să sune poliția să înceteze toate căutările ca să nu intre în probleme pentru că ea era bine și sănătoasă. Ea a fost pusă să își oprească unica ei șansă de salvare, iar în următoarele 40 de zile ea a trecut prin cea mai inimaginabilă tortură prin care poate trece cineva vreodată. Acum, știu că pe mine mă pasionează astfel de subiecte și să aflu despre tot felul de crime și, știți voi, true crime. Și probabil și pe voi dacă ați ajuns până în punctul ăsta de videoclip, dar țin să vă spun și să mai fac un mic disclaimer că tot ce urmează să vă spun mi-a lăsat un gust foarte amar în gură și pe lângă toate astea, nu cred că am dormit liniștită vreo câteva nopți bune după ce am aflat de acest caz, așa că vă atenționez. Acum, să vă spun despre tortura prin care a trecut această fată. Pe lângă faptul că era bătută și violată la ordinea zilei, a fost lăsată fără mâncare și fără apă, dar chestii astea sunt parfum pe lângă ce s-a întâmplat mai încolo. Nu știu, e efectiv, mi-e extrem de greu să vă povestesc, dar totuși o să vă spun. Pe toată perioada captivității care a durat 44 de zile, ea a fost violată de peste 400 de ori. Facem un calcul rapid și asta ar veni de vreo 100 de ori pe zi. Să fii agresată sexual? Oricum, hai să facem o listă. S-a întâmplat în felul următor. A fost legată de tavan și folosită ca sac de box. O puneau să se întindă pe podea și aruncau tot felul de greutăți pe ea, precum haltere și bucăți de fier. O ardeau cu țigări, brichete, lumânări, tot ce poate să ia foc în punctul ăsta. Iar ca mâncare, o puneau să mănânce gândaci vii, pentru că găseai în casa aia destul de mulți, pentru că acești gândaci nu erau destul, o puneau să-și mănânce propriile excremente. Într-o zi, unul dintre băieți au ținut-o cu capul lipit de beton pe podea, în timp ce altul sărea pe corpul ei de nenumărate ori, până când săraca fată i-a curs atâta sânge din nas încât nu mai putea să respire și era nevoită să respire pe gură. Doamne, nici nu mai vine să continui. Revenind la abuzul sexual, pe lângă faptul că era violată de nenumărate ori, ea era obligată să se masturbeze în fața
tuturor și să te masturbeze cu diferite obiecte, mă refer la becuri, artificii aprinse, sticle, foarfece. Deci nu pot să-mi imaginez prin ce a trecut. Sincer, nu pot să-mi imaginez. Pe lângă toate astea, ea a fost și mutilată. Unul dintre sfărcuri a fost găurit, iar celălalt a fost smuls cu totul cu clește. Iar acum că v-am traumatizat destul de mult, după vreo săptămână jumate de această tortură, știți că v-am zis eu că era violată de vreo 100 de ori pe zi? Ei bine, nu credeți că s-au întâmplat toate chestiile astea doar cu 4 băieți. Cei 4 s-au gândit să-și anunțe mulți prieteni, printre care și clanul Yakuza, și au început să se alăture foarte mult bărbați și băieți, foarte, foarte mulți, adică pur și simplu veneau la casa aia ca la bordel, făceau curândul, oribil. Cum să, dintre toți bărbații ăia, bă, măcar unul se gândească, stați așa că nu-i bine ce se întâmplă? Câtă minte să n-ai? Doi dintre acești bărbați, știm că erau foarte mulți bărbați, dar doi dintre ei au cam ieșit în evidență și ei se numeau Tatsuo și Kaiche. Ei au făcut cam ce au făcut și ceilalți bărbați, doar că Tatsuo era foarte încrezător, pe când Kaiche a cam evitat așa o că să facă ce trebuia să facă, adică trebuia să facă ce i s-a spus să facă, dar bineînțeles că a fost împins de la spate și deși a ezitat cât a încercat el, tot a făcut ce a făcut. Does it make sense? După ce a plecat de la Hiroshi, Kaiche a plecat acasă foarte îngândurat de ceea ce a făcut și nu prea putea să își scoată faptul că săraca fată era captivă acolo de vreo 10 zile și s-a plâns fratelui lui mai mare. A ajuns acasă, s-a gândit, băi, nu mai pot, trebuie să spun cuiva. Și s-a dus acasă, i-a spus fratelui lui mai mare și, bineînțeles, în sfârșit, un om rațional în toată povestea asta s-a dus la părinții lui și le-a spus absolut tot ce s-a întâmplat, iar părinții, nu ca părinții lui Hiroshi, au sunat frumos poliția să le spună, băi, fiți atenți, fiii mei au spus că se află o fată captivă la Hiroshi acasă, duceți-vă să vedeți ce se întâmplă, pentru că fata asta e dispărută. Acum, doi ofițeri se duc acasă la Hiroshi, bat frumos la ușă, părinții lui deschid, bineînțeles, și conversația decurge în felul următor. Nu vă supărați, am auzit că Junko Furuta este acasă la voi, vrem doar să verificăm dacă chiar asta s-a întâmplat. Iar părinții erau ceva de genul, nu știm absolut deloc despre ce vorbiți, dacă vreți puteți să intrați în casă și să verificați. Speranțele noastre că Junko o să scape de această tortură au crescut puțin, dar haideți să vă spun că acești doi ofițeri, efectiv imbecili, s-au gândit, mă, dacă oamenii ăștia ne-au invitat la ei acasă ca să verificăm, e clar că Junko nu se află aici. Și au plecat. Și atât, atât s-a întâmplat. Au bătut la ușă și au plecat. Anyhow, să ne întoarcem la partea care efectiv îmi sparge inima în toate bucățelele. 20 de zile mai târziu, după ce a început această tortură, Junko a reușit să se furișeze pe lângă băieți când ei nu erau atenți și a ajuns la telefonul din casă, unde a sunat direct la 112, 911, numărul de la poliție din Japonia. Și nici bine nu a apucat să apese pe sunat, că băieții au văzut că de fapt a dispărut și au prins-o și au băgat-o înapoi în camera unde o țineau. Iar în camera aia nici măcar n-a durat mult, că deja i-au și pregătit o pedeapsă. Cei patru s-au gândit, ca să se asigure că ea nu mai fuge, au luat niște gaz lichid și l-au turnat pe picioare, ca după să îi dea foc, efectiv i-au ars picioarele și după au abuzat-o sexual cu o sticlă foarte mare de suc, de 2 litri de Coca-Cola, mai exact. Iar Junko a sângerat atât de tare încât a început să aibă convulsii. Pentru cine nu știe ce sale convulsii, că nici eu nu știam, am căutat pe Google, e efectiv o contracție involuntară a mușchilor. Nu știu cum să vă explic, dar oricum ceva oribil, oribil. Cei patru psihopați, că altcumva nu mai știu cum să le zic, au crezut că se preface și ca să o pedepsească din nou, pentru că cum să te prefaci că ai așa ceva, i-au mai dat foc odată la picioare. În punctul ăsta, Junko începuse să se roage de ei în fiecare zi ca pur și simplu să o omoare, să o cruțe de toată tortura asta, dar ei se distrau prea mult, ei erau foarte fericiți că ei în sfârșit au și ei o distracție, efectiv, nu distracție, au și ei o jucărie, să zic așa. Au continuat tortura și au ajuns să o lase să doarmă pe balcon afară, să ținem cont că toată treaba asta se întâmpla în decembrie, iar Japonia nu e tocmai o țară tropicală, adică acolo temperaturile se duc la minus în decembrie. În fel, cred că ca în România, oricum. Ea era atât de rănită și neglijată încât abia se putea mișca și la un moment dat i-a luat o oră întreagă doar să meargă până la baie. Dar nevoia ei de a merge la baie nu a durat atât de mult pentru că a ajuns să fie incontinentă. Ce e incontinența? Practic când nu mai poți să te abții să îți faci nevoile. E necontrolat. Nu simți. Efectiv nu simți și îți faci nevoile peste tot. Ca o găină. That's not funny. E oribil. Efectiv e oribil. Tu îți dai seama?
Iar bineînțeles, pentru că Junko își făcea nevoile peste tot, celor patru nu prea le-a convenit, așa că au început să pedepsească din ce în ce mai mult, adică cum să nu poți să te controlezi după ce te-am torturat 3 săptămâni la rând. Un alt motiv de pedeapsă era că ea nici măcar nu mai putea să mănânce sau să bea nimic, adică de fiecare dată când încerca să digere ceva, vomita absolut tot. Iar acum ne îndreptăm spre sfârșitul captivității, să zic așa, unde săraca fată era atât de bătută încât nici măcar nu o mai puteai recunoaște. Dacă te uitai la ea, nici măcar nu-ți dădeai seama dacă era o fată sau un băiat. Era oribil. Iar acum, pentru că Junko era incontinentă, cei patru băieți și-au cam pierdut apetitul la o mai abuza sexual și pentru că, na, ăsta era motivul pentru care au răpit-o în primul rând și-au dat seama că nu mai sunt atrași de ea și că e cam timpul să-și găsească altă fată. S-au dus și au găsit o altă pradă care, la fel ca Junko, venea acasă de la muncă. Era o fată de 19 ani. Au răpit-o și au violat-o în grup, doar că pe fata asta au lăsat-o să plece, nu au mai ținut-o. Aveau pe Junko, era deja destul. Iar acum, e ianuarie deja, e 4 ianuarie, au trecut 44 de zile de când Junko e ținută captivă. Eu tot sunt foarte mirată de faptul că toate astea s-au întâmplat sub același acoperiș cu părinții lui Hiroshi. Adică cât de speriat să fii de propriul tău copil încât să lași toate lucrurile astea să se întâmple sub casa ta. Adică nici măcar, nu știu, nu pot să-mi dau seama. E 4 ianuarie 1989, iar unul din băieți a pus-o pe Junko să se joace cu el Mahjong. Mahjong e un joc, cred că japonez. Știu și eu cum se joacă, dar oricum, e un joc, e un fel de, nu știu, un joc. Și Junko a câștigat acest joc, acest match de Mahjong. Așa că bineînțeles că băieții s-au enervat foarte tare și au pedepsit-o. Știți voi, bătăi și tot felul, doar că de data asta s-au gândit că la ce mai are rost ca Junko să vadă, la ce îi mai trebuie ochi. Așa că au luat niște lumânări și au turnat ceara prinsă direct pe ochi, care au lăsat-o nevăzătoare, să zic așa, și au pus-o să se ridice în picioare și au bătut-o până când a început să aibă iar convulsii. Acum, asta cred că era cea mai mare, cea mai groaznică bătaie dintre toate. Junko a început să sângereze atât de tare încât băieții și-au dat seama că dacă o să continue, o să se murdărească. Așa că s-au dus la bucătărie, au luat niște pungi și le-au pus pe mâini și au continuat să o bată. Toți ăștia sunt niște copii, 16, 17 ani, 18 ani. Cred că unul din ei avea 18 ani, restul aveau 16, 17. De data asta, i-au turnat iar gaz lichid pe ea, doar că i-au turnat și pe față și i-au dat foc. Și toată tortura asta a durat 2 ore întregi până când Junko a cedat și a murit. 44 de zile în care ea s-a rugat în fiecare zi de băieți ca să îi cruțe viața și să o moare direct pentru că nu mai suporta. În punctul ăsta băieții credeau că Junko doar a leșinat pentru că, na, chestia asta se întâmpla foarte des când o băteau și au lăsat-o în pace, iar abia după 24 de ore, după o zi întreagă, Hiroshi și-a dat seama că fata asta nu mai respiră și că a murit. Așa că foarte speriată de situație, pentru că, na, nu se aștepta el să moară. Până la urmă a suportat fata asta 44 de zile. L-a sunat pe fratele lui mai mare să-i ceară sfaturi. Sfatul pe care l-a primit de la familia lui era să înfășoare cadavrul în mai multe covoare pe care l-au pus într-o geantă de asta foarte mare de călătorie, un fel de geamantanda fără roți. Și acea geantă a fost luată și au pus-o într-un butoi foarte mare de 208 litri, foarte mare oricum, cât să încapă un cadavru, și au turnat beton în el și l-au lăsat să se întărească. O să pun o poză aici, dar e oribil, e oribil. Acum, toată lumea știind că fata asta a fugit de acasă, nu o căuta absolut nimeni, adică în afară de toți băieții ăștia, nu știa nimeni că Junko de fapt a murit și nu era căutată de nimeni. Băieții ăștia puteau să scape basma curată, liniștiți. 3 săptămâni mai târziu, Junko este în acest butoi, nu știe nimeni absolut nimic despre ea. Și să ne aducem aminte că la un dat băieții ăștia și-au pierdut interesul în Junko și s-au dus și au violat o altă fată de 19 ani. Acum, 23 ianuarie, Hiroshi și Joe au fost arestați pentru acest viol pentru că fata asta s-a gândit să spună poliției de fapt ce se întâmplă și cei doi băieți erau interogați separați. În aceeași perioadă în care se întâmpla interogația asta, alte două crime s-au întâmplat prin zonă. Cei patru băieți nu aveau nicio legătură cu aceste crime. Nu știu de fapt mai exact multe detalii despre aceste crime, dar tot ce știu e că alte două crime se întâmplau pentru că erau într-un fel sau altul asemănătoare. Polițiștii au crezut că cei doi au legătură cu aceste două crime
și i-au întrebat dacă știu ceva despre ceva ucidere de prin zonă. În capul polițiștilor era, știi, acest caz, dar în capul lui Hiroshi era numai Junko Furuta, pentru că, știți voi, au omorât-o acum vreo 3 săptămâni. În momentul ăla, Hiroshi a crezut că Joe, fiind interogat în cealaltă cameră, a recunoscut și a spus tot ce s-a întâmplat și, de frică că o să primească o pedeapsă foarte mare pe treaba asta, acea dată a început să plângă și a povestit absolut totul cap-coadă. Deci ce s-a întâmplat de la început până la sfârșit. Cum v-am povestit eu acum, așa a povestit el polițiștilor. Sincer, nu mă așteptam că după ce a avut atâta tupeu în el și după ce a făcut tot ce a făcut, a recunoscut absolut tot, nu știu, oricum, un șoc, atât am zis. Ca să înțelegeți, adică el povestea tot ce a făcut despre această crimă și polițiștii erau foarte confuși pentru că ei nici măcar nu aveau habar că Junko Furuta a murit. Adică nici măcar nu știau nimic de ea pentru că ei au încetat căutările acum 44 de zile plus 3 săptămâni. Acum mult timp, vreo 2 luni în urmă. El le-a și spus unde pot găsi cadavrul, care bineînțeles a confirmat toată povestea pentru că inițial părea absurd. Polițiștii nici măcar nu l-au crezut. Acum, ca să înțelegeți cât de gravă era situația, a trebuit să o scoată din acel butoi cu beton și ea era atât de desfigurată încât nici măcar nu a putut fi recunoscută de proprii părinți. Ea a trebuit să fie identificată cu amprentele. După interogatoriu, ceilalți doi băieți au fost arestați, inclusiv și fratele mai mare al lui Hiroshi, care a venit cu tot planul de a ascunde cadavrul. Și pentru că toți acești băieți nu aveau 18 ani, unul din ei avea, poliția s-a gândit să le ascundă identitățile pentru a fi protejați, pentru că efectiv sunt încă copii, dar știți și voi cum sunt jurnaliștii ăștia și cum umblă absolut peste tot ca să găsească cea mai știre și nu a durat mult până să le găsească identitățile și să le publice efectiv în toată lumea, în ziare, peste tot. Era fața celor patru, o să vă pun aici, fața celor patru, absolut peste tot. Toți băieții au recunoscut că sunt vinovați în comiterea leziunilor corporale care au dus la moartea lui Junko. Nici măcar nu au recunoscut că sunt vinovați la moartea ei, la comiterea. Sau asta e? Cred că asta e. Nu mă băgați în seamă. În fine, au recunoscut că sunt vinovați, ceea ce e important. Bine, ei nu au vrut să recunoască treaba asta, dar bineînțeles că au făcut-o ca să primească o sentință cât mai mică, pentru că dacă recunoști că ești vinovat, s-ar putea să iei o sentință mai mică decât dacă n-ai recunoaște, pentru că practic să recunoști propria vină. Nu știu dacă așa e peste tot, dar oricum. Acum, iulie 1990, Hiroshi, care era capul acestei întâmplări tragice, a primit doar 17 ani de închisoare. Nu-i scris că a primit doar 17 ani? Iar la un moment dat a și încercat să facă un apel spunând că sentința pe care a primit-o e prea mare și și-a luat mare țeapă pentru că judecătorii și-au dat seama că 17 ani e de fapt prea puțin și i-au mai adăugat încă 3 ani. Adică a servit 20 de ani în total. 20 de ani în închisoare. Părinții lui Hiroshi, bineînțeles că nu au fost lăsați și ei nepedepsiți și au trebuit să plătească leziuni colaterale, nu așa se zice, au trebuit să compenseze familia lui Junko pentru tot și pentru toată durerea pe care le-a adus-o și au fost nevoiți să își vândă casa cu 400 de mii de dolari ca să le dea toți banii care au fost puși să îi dea. Practic, dacă stai să o iei așa logic, pentru că Hiroshi era minor și părinții sunt de fapt responsabili pentru ceea ce s-a întâmplat, chiar dacă are doar un an până ajunge la 18 ani. De fapt, nici măcar nu știu cum e cu treaba asta în Japonia. Părinții ăia au o mare parte din vină. Bine, mare parte. Ei sunt cei responsabili. Toate astea se întâmplau sub acoperișul lor și erau conștienți de ce se întâmplă. Și n-au făcut absolut nimic. Deci cred că chestia asta mă frustrează mai mult decât tot ce s-a întâmplat în toată tragedia. Acum, voi iau pe toți la rând. Hiroshi, după ce a ieșit din închisoare, și-a schimbat numele din Hiroshi Miyama în Hiroshi Yokoyama. Why? Nici măcar, oricum. Măcar dacă ți-l schimbai pe tot. Oricum toată lumea știe cine ești. Minato și-a schimbat numele în Nobuharu. Oricum, și-au schimbat numele. Majoritatea dintre ei și-au schimbat numele. Iar Minato primise între 4 și 6 ani și tot așa a făcut un apel spunând că sentința lui este prea mare pentru tot ce a făcut, dar bineînțeles că și-a luat țeapă și el. Măcar atâta satisfacție și am și eu din toată treaba asta. Și-a luat țeapă și judecătorul a decis că de fapt între 4 și 6 ani e destul de puțin. I-au crescut sentința la între 5 și 9 ani. Iar de când a ieșit din închisoare, s-a mutat înapoi cu părinții lui și nu poate să-și găsească un loc de muncă nici măcar în ziua de azi și duce o viață foarte mizerabilă așa cum merită. Watanabe a primit și el între 3 și 5 ani, a făcut apel și a primit încă 3 ani în plus, iar ultimul, pe nume Joe, a stat 8 ani de zile în școala de corecție. Nu prea am înțeles sistemul lor pentru că el, deși după ce a făcut 18 ani, tot la școala de corecție a stat și acolo el
se lăuda și era foarte mândru de ce a făcut și spunea tuturor că, vezi, vai Doamne, am omorât o fată și i-am făcut toate treburile astea. Oricum, ceva de lăudat, într-adevăr. După ce a ieșit în 99 și a găsit un job și s-a căsătorit și a găsit o nevastă și ducea o viață destul de normală pentru un psihopat. Dar toate astea până în 2004, când a fost arestat după ce a asaltat un bărbat care credea că era amantul soției lui. Bine, și când zic asalt, mă refer la faptul că l-a urmărit, l-a prins, l-a bătut, l-a aruncat în mașină, după care a condus la 4 mile distanță, unde l-a scos din mașină, l-a bătut iar și l-a amenințat că dacă îl mai prinde cu nevastă sa, îl omoară pentru că a mai omorât înainte și a scăpat basma curată. Bine, nu știu ce să zic despre basma curată, că până la urmă a făcut 8 ani în școala de corecție, dar oricum, pentru incidentul acesta, Joe a făcut încă 7 ani de închisoare. Iar tot timpul ăsta cât Joe a stat în închisoare, mama lui a vandalizat mormântul lui Junko Furuta, spunând că ea este de vină pentru tot ce i s-a întâmplat fiului ei. Ce-au părinții ăștia? Au mâncat toți aceeași mâncare de câine, nu înțeleg. Oricum, acum că v-am traumatizat și pe voi, țin să spun că toată această poveste, nu pot să cred că chiar s-a întâmplat și că săraca fată a rezistat 44 de zile în toată acea tortură. Oricum, câteva nopți nedormite merg la acest caz. Îmi pare foarte rău pentru ce i s-a întâmplat. Nu doresc chestia asta absolut nimănui. Și cred că cam atât a fost. Vă mulțumesc foarte mult că ați rămas până la sfârșit, dacă ați rezistat. Vreau absolut fiecare sugestie de următorul criminal în comentarii. Vreau să văd cât mai multe ca să am de unde alege, pentru că știu că ați cerut câțiva dintre voi Junko Furuta. Nu uitați să lăsați un subscribe, veniți și pe Instagram, pe TikTok, unde încerc să postez cât mai mult tot acest tip de videoclip, doar că mult mai scurte, pentru că na, TikTok. Nu uitați să lăsați un like și un comentariu și până data viitoare, stay safe! M-am blocat.